Faptul că copiii noștri încă nu au rațiunea necesară, încă nu au credința necesară să aducă închinarea necesară în cadrul bisericii, nu înseamnă că nu există un scop și un rol important ca ei să participe la închinare. Chiar dacă este doar didactic, noi vrem ca copiii noștri să învețe despre închinare și să învețe din închinare. Că atunci când vor fi oameni mari, că atunci când vor fi credincioși, ca să se închine după cuvântul lui Dumnezeu, pe placul lui Dumnezeu. Din păcate, noi căutăm ca să-i distrăm și să-i distragem de la închinarea bisericii, decât să-i învățăm despre și în închinarea bisericii. Noi căutăm să-i le dăm ocupație. Mă, 2 ore pentru un copil e mult. 1 oră jumate seara e mult. Și este mult. Dar decât să încercăm ca să-i angrenăm într-un scop didactic și să-i învățăm ce este închinarea, ce se face în închinare, ce scop are închinarea, noi încercăm să-i distragem de la faptul că sunt în mijlocul unei închinări și să-i distrăm în mijlocul închinării. Este esențial eronat. Ar trebui să fie, dacă nu un act doxologic pentru ei, măcar un act didactic. La fel cum se duc la școală și stau acolo 1 oră la o lecție, da, la o clasă și învață ceva, chiar dacă nu înțeleg profunzimea lecției, nu înțeleg cum se aplică, dar învață ceva, la fel și la biserică ei trebuie ca să învețe.